Un grup de elevi de la Liceul Mihai Eminescu din orașul Căușeni au învățat să efectueze analize ale apei, contribuind activ la informarea comunității despre importanța calității apei pentru sănătate. Avem TDS-ul, conținut total al solidilor, 582. Toate este vorbesc despre conținutul serurilor. Deci cu cât conținutul serurilor e mai mare, cu atât apa conține mai multe seruri și respectiv apa este mai dură. Robinet din centru, linelă, da? Deci, după parametrii ăștia, vă spun că apa se poate fi consumată. Asta e de aici apă? Da, da, deci. Așa, 5 ml de apă. Și am să aflăm, te rog, Eduard, pe o picăturică, pui și numeri. Duritate. Dar așa, a? Deci, și agiți ca să aflăm duritatea permanentă. Apa în grade germane. Indicii să ceiești, până și concentrația de oxigen, 5,3, 5,3, temperatura de fier, poate cineva a ținut-o mai aproape de corp, cineva poate a lăsat-o pe scaun, dar ținând cont de faptul că temperatura aerului din jur e peste 30 de grade, bănuiesc și apa s-a încălzit, fiind timp de o oră, două, cât ați stat și ați așteptat, de când a fost colectată proba. Așa, deci avem proba de apă din sectorul micro. Deci, cu ajutorul multimetrului, vom determina anumiți factori ai apei. Să vedem cât de bună este apa dată. pH-ul, conductivitatea, temperatura, oxigenul dizolvat în apă, fiindcă, datorită oxigenului dizolvat în apă, depinde de microorganismele, de bunătatea apei, care o consumăm noi. Recent aceștia, alături de alți tineri din localitățile raionului Căușeni, inclusiv satele Căinari, Cârnățenii Noi, Coșcalia, Sălcuța, Căușeni și Hagimus, au prelevat probe de apă din fântâni și cișmele. Câte picături? 8. Deci 8 grade germane, destul de bine. De ce ei și spun? Dar la Căușeni pe ambalaj. Da, destul de interesant. Mi-a plăcut acest experiment, am aflat mai mult despre apă. De unde, cât procent are tot asta? E primul meu experiment și prima mea activitate. Am aflat că, na, în unele momente, apa câteodată poate fi chiar dăunătoare, adică de la robinet, și mai bine ar trebui să o filtrăm. Înainte nu am mai avut parte la așa fel de experimente. A fost foarte interesant. Vreau să spun, am învățat foarte multe. Probabil că să luăm niște măsuri acasă și poate să punem un filtru. A fost foarte de ajutor. În cadrul acestor experimente am determinat atât pH-ul, salinitatea, totalul solidelor dizolvate, cât și conductivitatea apei, ionii de clor, sulfații, pentru a explica elevelor care este impactul acestora asupra organismului și care ar fi, de fapt, conform standardelor de stat, normele reglementare. Noi avem nevoie de natriu, fiindcă fără natru, electrolitul din organism natru nu ar fi în stare să lucreze. Alt ion necesar este ionul de fier, care în mijlocit face parte din hemoglobina sanguină. Iarăși este nevoie de ionul de fier ca să transporte sângele prin tot organismul nostru. De ce? E bine când apa are și săruri, dar și e rău când nu are deloc. Apă distilată tot nu-i bine. Scopul acestei inițiative este de a asigura siguranța și calitatea apei consumate de locuitorii din zonă, subliniind importanța protejării resurselor de apă pentru sănătatea publică.